Această perioadă de distanțare socială am putea o dedica cu ușurință dezvoltării noastre personale, ne spune Elena Iftime, coordonatorul unui centru de limbi străine. Este în legătură cu noi prin Skype și vrem să-i adresăm mai multe întrebări. Bună seara, Elena, și bine te-am regăsit! Bună seara și bine ai revenit acasă la EasyTalk! Dragă Elena, e o perioadă în care tu ții multe cursuri de limbi străine doar în mediul online. Cum e? Olga, vreau să spun că este o experiență foarte frumoasă. Am avut reticențe și chiar emoții pentru că mie îmi place foarte mult ce fac și mă împlinește foarte mult să predau. Și eu am crezut că ceea ce mă împlinește 99% este să fiu în fața oamenilor cu care comunic, știi? Ei, această experiență online m-a privat de bucuria mea cea mai mare, să pot să fiu lângă oamenii cărora le dăruiesc ce am eu mai drag. Dar uite că experiența s-a dovedit a fi frumoasă. Conectarea există chiar dacă nu ne vedem și chiar facem niște cursuri foarte eficiente, scurte, la obiect, foarte precise. Chiar ne putem focusa într-un fel parcă și mai bine decât atunci când suntem prezenți în sensul că avem în fața mea și în fața cursantului un obiect și e rezultatul nostru din cursul de azi. Și atunci chiar suntem și mai eficienți. Știm că în majoritatea cazurilor cursanții tăi sunt adulți, iar în acest sens te-aș întreba de cele mai multe ori adulților le este mai dificil să învețe o limbă străină decât copiilor. Să știi că răspunsul la această întrebare mi-a venit complet abia acum un an sau doi, deși eu predau de mai bine de 15 ani. Răspunsul este foarte simplu. Predând și la copii și la adulți, am observat că adulții se lovesc de problema imaginii de sine. Un adult care și-a construit deja o imagine de sine se preocupă foarte mult să-și o apere. Un copil nu are încă o imagine de sine. El se bucură când descoperă o ciocolată, un fluture și chiar o limbă străină. Și atunci când greșește, primului gând nu este că mi-am stricat imaginea. Primului gând este, uite, am greșit și am învățat ceva. Din acest punct de vedere, noi adulți avem de învățat de la copii că atunci când greșim, învățăm. Și ar trebui să avem aceeași bucurie când descoperim ceva în urma unei greșeli, fără să ne preocupe atât de mult ce vor zice oamenii despre mine, pentru că am greșit. Și mai ales într-o limbă străină, știi tu, limbile străine le învățăm ca să le vorbim, ca să comunicăm cu oameni. Fără asta degeaba învățăm, dacă nu avem oameni în fața noastră cu care să vorbim, să folosim aceste limbi. Ei, și atunci când avem oameni lângă noi, mai ales în procesul învățării, este inevitabil noi ca și cursanți adulți să nu ne comparăm cu ceilalți. Știi? Sunt și cazuri, Elena, în care învățarea unei limbi străine presupune anumite blocaje. Ce sunt? De unde vin aceste blocaje și dacă le putem depăși cumva? Eu nu sunt psiholog, dar să știi, cu simțul pe care cred eu că l-am primit din naștere și care mă ajută foarte mult în meseria asta, pot să spun cu mâna pe suflet că orice blocaj, în momentul în care s-a blocat și a creat programul pentru deblocare. În limbile străine, eu predând de atâția ani la adulți, am observat că aproape fiecare om care a venit lângă mine a avut, sau lângă mine, da, alături de mine, ca să-l ajut să învețe o limbă străină, a venit la pachet sau cu o valiză în care avea niște blocaje. Și în limbile străine este foarte simplu. Blocajul se rezolvă pe aceeași cale sau în același mod în care s-a creat. De obicei, blocajul într-o limbă străină se creează când ești copil, când ai primul tău curs sau primele tale cursuri la franceză, la engleză, la germană, la italiană, depinde ce limbă înveți în școală. Și atunci când profesorul nu a știut cum să facă să te încurajeze sau ai greșit odată și i-a lăsat pe colegii din clasă să râde de tine, de exemplu. Ei, și atunci se formează niște mici complexe, niște mici traume. Păi dacă eu când eram mic râdeau colegii de mine, copiii de mine, când spuneam un cuvânt în franceză, înseamnă că eu nu sunt bun. Dacă profesorul sau formatorul sau trainerul sau ce este el nu intervine atunci când suntem copii și ne formăm o imagine despre noi, acel mic complex, acea mică criză emoțională momentană devine un conflict sau un complex sau un blocaj, că despre blocaje vorbim. Putem vorbi și, îmi cer scuze că te întrerup, putem vorbi și de blocaj atunci când, de exemplu, o persoană cunoaște puțin, nu pot să spun foarte bine, o limbă străină și vorbește cu, și nu vorbește cu un adult care știe, cu un nativ vreau să spun, dar și este frică să vorbească cu acesta?
E un blocaj în această situație când... Este un blocaj. Acest blocaj nu vine din traumatismele din trecut. Acest blocaj vine din faptul că acea persoană nu s-a obișnuit încă cu livrarea informației, nu s-a obișnuit să pună în practică direct ce a învățat. Să știi că acest blocaj îi paște pe toți oamenii. Și pe cei care au muncit, care au învățat foarte multă gramatică, foarte multă teorie și au fost cursanți model, și pe cei care n-au apucat încă să învețe. Adică una este să înveți teoretic o limbă și alta este să o folosești practic în conversație. E, în momentul în care vine un nativ în fața ta, ești pus practic în fața unei piscine și obligatoriu trebuie să te arunci și să înnoți. Și clar că te simți mai inferior, e clar. E clar, da. Dacă nu ai curajul să te arunci, înseamnă că n-ai fost obișnuit să practici. Atunci când ai făcut cursurile, nu ai practicat suficient. Ai pus accentul mai mult pe teorie, pe ingredientele limbii, dar pe ingredientele prăjiturii, cum ar veni, dar n-ai mâncat prăjitura. Și nu știi cum e. Asta e tot. Cum să procedăm astfel încât învățarea unei limbi străine să nu reprezinte un stres pentru fiecare dintre noi? Da, sigur, limbile străine sunt o disciplină, ca orice altă disciplină. Și trebuie foarte mult energie, timp investit și motivație. Corect? Altfel nu se poate învăța nimic. Mai ales noi, ca adulți, nu învățăm jocuri, învățăm niște lucruri pe care vrem să le folosim ulterior în viață sau în profesie și avem nevoie de energie și de motivație. Ei bine, ca să nu devină o sursă de stres, trebuie să găsim un mod plăcut de a învăța. Adică în învățarea unei limbi, fie că o faci autodidact, sau o faci cu un trainer, sau o faci cu un grup, sau... Important este să găsești o modalitate de a găsi bucuria, efectiv. Tu ai nevoie de bucurie. Eu personal, uite, când am învățat, de exemplu, limba greacă, am învățat-o la vârsta adultă, după ce eram deja profesor, am simțit nevoia să mă apropii eu de limba greacă așa cum se apropie un copil de ceva nou. Și am ascultat cântece în limba greacă, mergeam la cursuri cu bucurie, făceam activități care îmi plăceau mie, de genul citeam singură texte și le descopeream singurică. Și după aceea mergeam la cursuri și verificam ceea ce învățam eu cu ceea ce îmi dădea profesoara. Era atât de frumos. Am găsit o modalitate prin care am putut să mă bucur de ceea ce învăț. Eu cred că fiecare... De exemplu, un cursant care nu e lingvist, nu e profesor, nu mai știe alte limbi străine și totuși vrea să învețe prima lui limbă străină, dacă nu știe el să-și găsească bucuria, îi trebuie un trainer foarte bun, atașat de oameni, deschis, simpatic, care să facă din acea limbă ceva plăcut. În exemplul tău, Elena, atunci când ai învățat limba greacă, ce anume te-a motivat? Spuneai că motivația este foarte importantă. Motivația la adulți vine din două surse. La copii vine dintr-o singură sursă. Îți place. Cineva te-a atras, ți-a dat o ciocolățică, îți place ciocolățica, faci orice ca să ajungi la ea. La adulți motivația e de două feluri, din interior și din exterior. La mine a fost o motivație din interior. Pur și simplu m-am îndrăgostit de limba greacă după cum sună. Pur și simplu eu la un moment dat am constatat atunci când treceam pe stradă lângă două persoane, lângă doi greci care vorbeau, mie îmi dădeau lacrimile. Atât de frumoasă, de muzicală, mă topeam pur și simplu, zic, dom'le, dacă mie îmi face atâta plăcere să o aud, îți dai seama ce plăcere mi-ar face când o să pot și eu să vorbesc. Și la mine bucuria asta interioară, plăcerea, m-am îndrăgostit pur și simplu, e ca o dragoste așa cum este între noi oamenii. Iar cealaltă motivație este o motivație exterioară. Când un adult, de exemplu, are nevoie să obțină un job sau are nevoie în cadrul jobului să-și îndeplinească niște task-uri ca să ajungă la niște obiective concrete sau când are nevoie de o anumită limbă să se ducă în străinătate, fie să lucreze, fie să se căsătorească, fie din diferite motive biografice sau profesionale, omul acela înțelege că limba respectivă este un mijloc către ceva mai înalt. Și atunci se creează o legătură. Deci vreau să învăț franceza, vreau de ce? Pentru că sunt medic și vreau să mă duc în Franța și am deschid cabinet. Dar nu pot dacă nu iau examenul la Colegiul Medicilor și dacă nu vorbesc franceza cu pacienții mei. Și atunci se creează acea motivație internă, eu am cunoscut-o, motivația, pardon, externă, creată extern, dar ea devine internă la un moment dat și acea motivație face minuni. Deci eu am cunoscut și am lucrat cu mulți medici care nu au învățat franceză pentru că dinainte s-au îndrăgostit de franceză, dar au fost foarte hotărâți, mi-au dat voie să-i ajut și au făcut din franceză practic postamentul sau punctul de plecare în cariera lor în Franța. Și mă bucur foarte mult că există asemenea lucruri. Ce să nu facem atunci când vine vorba de învățarea unei limbi străine? Ce este greșit în tot acest proces?
Sunt multe lucruri care ar putea să descurajeze un om în a învăța o limbă străină. Cred că cel mai... ce să nu faci... Să nu te apuci singur, așa haotic, să cauți tu pe internet surse, pentru că te derutezi pe internet dacă, cum să-i spun, dacă tu cauți un singur lucru, de exemplu, femininul în franceză sau habar n-am, cum se pun întrebările în germană, internetul abundă într-o sursă infernal de bogată de informații. La un moment dat, o persoană care nu are structură, nu a fost obișnuită să lucreze structurat și să-și selecteze informațiile, este imposibil să nu se simtă copleșită. Și atunci, cineva ce face? Odată se duce pe internet și citește 5 minute, după care obosește. A doua oară mai încearcă, a doua oară e și mai copleșit decât prima dată. A treia oară nici nu mai încearcă. Spune, domnule, eu am încercat să învăț franceza sau germana și n-a mers. Asta este primul lucru, nu te apuca singur, nu știu, cere un sfat unui prieten, nu neapărat să investești bani într-un trainer dacă nu-ți permiți, dar vorbește cu cineva care a învățat o limbă, care, nu știu, care are o facilitate, care îi plac limbile străine. Măi, tu ce ai făcut când ai învățat? Tu cum ai învățat? Eu am să știi că am prieteni, colegi care mă întreabă, pur și simplu, măi, tu ce ai făcut cu engleza? Cum faci tu că am nevoie? Și îi spun din experiența mea personală, nu eu ca trainer, eu ca om, cum învăț eu și cum mă descurc eu și cum merge la mine. Și al doilea lucru pe care, părerea mea, n-ar trebui să-l faci și foarte important, să nu te axezi foarte mult pe ingredientul prăjiturii. O prăjitură înseamnă să vorbești, ingredientul înseamnă să cunoști elementele acelea necesare în prăjitură, adică pronunție, vocabular, gramatică. Astea sunt cele trei ingrediente ale limbii, adică informația, teoria. Nu te agăța foarte mult de gramatică. Nu pot să vorbesc până nu știu toată gramatica. Nu pot să fac o frază până nu știu toate verbele la prezent. Să nu te agați, să nu te agăți de informațiile teoretice. Dă-ți voie să vorbești, dă-ți voie să comunici cât de repede. Cu trei informații pe care le ai, încearcă să faci o frază. Și chiar dacă greșești, dacă reușești să-ți transmiți mesajul, chiar cu acele greșeli, este ca și cum deja ai notat odată în piscina aceea despre care am vorbit. Când te vei întâlni cu un nativ, nu va mai fi un șoc. Tu deja ai vorbit, ai greșit, nu-i nimic, ai învățat între timp, mai înnoți odată, mai cazi odată, mai înveți încă ceva. Adică să nu-ți fie frică, asta să nu faci. Să nu-ți fie frică să vorbești. Mulțumim tare mult pentru toate aceste aspecte, Elena. O ultimă întrebare, pe scurt, te-aș ruga să răspunzi. Ce e cel mai fascinat, cel mai frumos atunci când vine vorba de o limbă străină? Nici nu trebuie să mă gândesc. Cel mai frumos este că atunci când știi o limbă străină, poți să vorbești cu alți oameni. Poți să te conectezi suflet la suflet cu niște oameni. Asta este părerea mea, asta este cheia, pur și simplu, în învățarea unei limbi străine. Învățăm ca să ne conectăm cu adevărat cu alți oameni. Îți mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Spor în toate și te mai așteptăm cu astfel de gânduri bune. Mulțumesc, Olga. Numai bine, mult succes și ție. La revedere. La revedere, o seară frumoasă să ai.